Marcel Romanescu este încă o dată subapreciat de colegii de partid. Aceștia nu îl văd capabil să câștige primăria municipiului Târgu Jiu decât dacă celelalte partide îl lasă. Vâlceanu susține că, odată plecat Cărciumaru, candidatul liberal are mari șanse să ocupe această funcție. Va fi mai ușoară lupta cu PSD odată ce nu mai e Florin Cârciumaru în prim plan. La Motru a funcționat. N-am mai candidat Dorin Hanu, am câștigat primăria. Eu cred că asta se va întâmpla și la Târgu Jiu. Am avut un primar care era primar de la al 5-lea mandat, dacă nu mă înșel. Mă rog, se pierde în negura timpurilor vechimea domnului Cârciumaru la primărie. Și din acest punct de vedere a creat o anumită inerție în rândul alegătorilor. Mai ales la pensionari sau la bătrâni în general, știți cum funcționează lucrurile. Merg și votez cu primarul. E, de data asta nu mai e Florin Cârciumaru și cred că se va întâmpla exact ce s-a întâmplat la Motru. De cealaltă parte, în cadrul emisiunii Dilemele Zilei de la Tele3, Marcel Romanescu a fost întrebat ce procent crede că va reuși să adune la alegeri, însă liberalul nu a oferit un răspuns. E foarte greu să dai procente. Eu sunt convins că după aceste alegeri voi fi omul care va conduce această primărie. În rest, în privința procentelor, mai puțin. La alegerile din vara anului 2016, candidatul PNL Octavian Lupulescu nu a reușit să depășească procentul de 25%.